În perioada 30 iunie, trei salvamontiști din Argeș se vor afla în Franța la invitația salvamontiștilor francezi în cadrul unui schimb de experiență. Nu este primul schimb de acest gen organizat de serviciul Salvamont Argeș în Franța. În luna martie a acestui an, alți patru salvamontiști argeșeni au fost plecați în Savoia, unde au luat parte la un stagiu de pregătire pentru intervenții în urma unor avalanșe. De data aceasta, Gabi Ruică, George Pleșiță și Relu Nica vor fi instruiți și vor schimba informații cu colegii francezi în ceea ce privește alte metode de salvare în zona montană înaltă. Relația cu salvamontiștii francezi din Savoia datează de 2 ani de zile. La rândul lor și salvamontiștii francezi au venit în județul nostru și au desfășurat chiar un amplu exercițiu de evacuare a răniților pe Valea lui Stan.